sponsor al emisiunii, Fundația Art Production, Gigi Căciuleanu, Romania Dance Company. La garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta e poet, eseist, jurnalist, diplomat, traducător din franceză, spaniolă, italiană, portugheză. Cine îl știe, îl știe din cărțile sale, de la diferite posturi de televiziune unde a avut emisiuni în România. Mulți dintre noi îl știm de la Radio France International, unde a avut o carieră de vreo 20 de ani. E o mare bucurie să-i spunem bun venit la Garantat 100% lui Dinu Flământ. Bună seara! Bună seara, Cătălin, îți mulțumesc foarte mult! Trec direct la subiect. Da. Ai tradus mult Antonio Lobo Antunes, un scriitor absolut excepțional. Da. El însuși povestește în acest volum superbisim, care se cheamă Lunga scurtime a vieții. Superb titlu. Un titlu absolut minunat. El însuși povestește cum v-ați cunoscut în Finlanda. Da. Și cum la un moment dat i-ai spus ceva care a dat tulburat profund. Da. I-ai spus, există viață înainte de moarte? Iar pe Antunes l-a tulburat profund. L-a paralizat pur și simplu și mi-a mărturisit la ani după aceea. Pentru că i-am spus că noi avem sentimentul în partea aceasta a cortinei de fier că tot așteptăm să intrăm în viața noastră. Și nu știm dacă există o viață, pentru că ceea ce trăiam nu era viață. El a înțeles repede această formulă, n-a uitat-o și mai târziu când ne-am reîntâlnit și când mi-a citit și poemele, pentru că în momentul când eram în Finlanda nu știa ce scriu. Poate că mă iubise pentru că m-a văzut furios și protestam împotriva realismului socialist. Exact. Sovieticilor. Și se întreba dacă nu cumva treaba asta o să aibă efecte. Da, bineînțeles. Și, sau urlam împotriva stângiștilor din Franța care veniseră la Lahti să denunțe cenzura din Franța. Păi dacă voi vorbiți de cenzură, ce să mai spunem noi, ăștia nefericiții de prin România, de prin Iugoslavia, pe atunci existentă, din Rusia chiar și așa mai departe. Deci prietenia mea cu Lobo Antunes s-a petrecut în urmă cu vreo 40 de ani și am rămas prieten de atunci, el m-a ajutat și să fug. În volumul ăsta povestește în vreo 4 tablouri foarte frumoase despre România, despre tine și despre România și despre prietenia voastră. Nu pare, e evident că e un cunoscător fin și profund al spațiului ăstuia. E cineva care a pătruns în esența lumii de aici și povestește că lucrul ăsta s-a întâmplat analiza prin intermediul lui prieteniei cu tine. Revoluționară într-o jumătate de pagină. E strălucită. Este o sinteză absolută a realității românești de după Revoluție. Te descrie așa în momentul în care v-ați întâlnit. Un țăran din Carpați. Da. Mă descriu un țăran din Carpați, mândru de a fi țăran din Carpați. Exact. Eu nu m-am ferit niciodată să o spun, am spus-o totdeauna cu foarte mult mândrie, pentru că este identitatea mea prima. Faptul că m-am apucat de poezie sau că am insistat să învăț limbi străine, să citesc multe cărți, să fac o facultate la Cluj și așa mai departe, vin și se adaugă originii mele, care este o origine nobilă. El o și spune, de altfel. Exact. Dacă ar fi să cosești acum cu o coasă, da, ai mai ști să cosești? Dar cum să nu? Am fost astăvară și m-am apucat să-mi cosesc iarba care crescuse în grădina casei, unde eu și cu sora mea mergem o dată de două ori pe an. Și mi-a fost greu până am găsit o coasă pe la vecini, pentru că coasele lui tata dispăruseră. Și, de fapt, m-au lăsat și au râs de mine. Și au venit unul cu o coasă electrică și a terminat în 10 minute toată treaba.
spre tristețea mea. Pentru că toată copilăria mea a fost marcată de aceste munci ale câmpului grele, dar demne, care te învățau cu un sistem de valori natural. Dinu, revenind la există viață înainte de moarte, o replică despre care Lobo Antunes povestește că l-a lăsat mască, l-a blocat. Omul care spune așa ceva, există viață înainte de moarte, întreabă așa ceva, la un moment dat, pe când era copil, era luat de mână de Popa Cristea și dus la ore de religie într-un timp al samavolniciei staliniste absolute. Și pe Popa Cristea nu l-au arestat. Cum s-a întâmplat asta? Nu știu, sunt atâtea mistere care s-au instalat atunci, în perioada aceea, de la sfârșitul stalinismului, care au fost și primii mei ani, când m-am trezit, se trezea copilul și punea întrebări. Cred că la un moment dat ideologii se plictisiseră și nu vreau să aibă probleme prin statele respective. Însă erau vicleni și autoritari în același timp. Veneau și confiscau tot ce era prin sate. Oamenii erau sărați și se temeau de perceptor, cel care venea să ia impozitele. De fapt, venea să ia tot ce găseau. Grâu, porumb, ovăz. Perceptor nu s-a instalat la voi, acasă? S-a instalat, venea la noi, pentru că tata moștenise de la părinți, de la bunicul meu, o gospodărie foarte mare. Este o gospodărie în care se lucra cu două perechi de boi și cu o perechi de cai, deci cu multă lume. Și rămăsese faima gospodăriei respective pe care o ducea tata în cârcă acum, bietul de el. Aș vrea să înțeleagă cei mai tineri care ne urmăresc acum ce înseamnă să se fi instalat la voi, pentru că la ora asta venea, nu concepem așa în casă ceva. Și dădeai camera de oaspeți și trebuia să-i pui masa, să-i scoți suica, să-i umpli de saga cu brânză, cu slănină, cu toate chestiile astea și stătea două zile și pleca. Nici nu zicea mulțumesc frumos. Am un poem despre tata pe care le citesc și spaniolilor. Dacă o să mă las să-l citesc, pot să-l citesc și aici. Evident că pot să-l citesc acum? Sigur că da. A venit vorba. Dacă tot suntem la subiectul ăsta. Da, cum să nu. Este un poem care apare în cea mai recentă carte a mea, care a fost tipărită în Spania, la Madrid, în colecția Visor Poezie. Se numește Primavera în Praga, aproape ca în românește, Primavera la Praga. Și am acest poem. Tatăl meu avea o revoltă mocnită. Eu înțelegeam mai mult mirosindu-l. Transpira un fel de împotrivire acră. Se întuneca aerul, el devenea aspru și repezit de îndată ce apărea vreun tovarăș. Dar era și viclean, cu tristețea îngăduită logicii polivalente, scuzați afrontul. Lega vorbă cu ei, se ne punea la dăpost pe noi, îi pofta în curtea casei, îi omenea, parcă rupându-și masele. Prinde o găină femeie, scoate brânza, adu paharele, pune alcoolul pe masă, îi poruncea în rafale inocentei mele mame peste care cădeau aceste tunete. Urma o veselie tristă, dar el nu bea, nu mânca, nu vorbea, deși scotea uneori cuvinte, observând pe furiș gâlca pe care o făceau sub cămășile lor pistoalele. M-a învățat că există și demnitatea ce se poate lăsa umilită ca să rămână demnă. Am de la el zâmbetul încleștat, iar el stă împlântat drept în fruntea mea ca o stea ce îmi despică țeasta. Da, mulțumesc foarte frumos, Dinu. Da, l-am citit la spaniol, la Madrid, l-am citit în America Latină. E foarte ciudată reacția publicului. Sunt paralizați de forța acestui poem sau, de fapt, expresia directă care li se adresează. Și, în același timp, chiar și în mediile unde ideile de stânga sau tovarășii
în America Latină, țări nefericite, unde se credea că comunismul topic este o soluție ca să scape ei de feudalismul local, chiar și acolo funcționează acest poem care vine cam să dărâme iluziile unei stângi care nu cunoscuse comunismul. Dinu, în afara formulării poetice, în afara orizontului poetic, există, așa cum spui aici, există o demnitate care are o știință de a putea fi umilită? Există totdeauna o demnitate a ta interioară, care este stâlpul tău interior, axul tău interior, care este axul lumii. Și atunci cum suportă umilirea? Nu, pentru că nu te umilești, nu te lași umilit. Tu știi că la un moment dat trebuie să te aperi, ca să nu devii o victimă. Dar nu admiți nimic din ce ți se impune, așa cum nu admiți niciodată tata. Tata care a fost erou de război și a făcut ambele fronturi. A căzut la cotul Donului și s-a întors, s-a înrolat din nou și s-a dus până în Tatra. Și drept răsplată i-au și confiscat imediat locul de casă pe care îl primise ca orice veteran de război. Primarul nu era un camarad al lui? Primarul de înalt sat, primarul care era camarad al lui a venit însă cu divizia Tudor Vladimirescu și a devenit primar în sat și l-a pus în cap pe fruntea listei pe cei care au fost luați cu forța și dus la Călan să construiască mândria industriei siderurgice românești, care acum este o ruină apocaliptică. Da. Este ce am fost pe acolo și am plâns o zi întreagă prin locurile unde el ridicase acele furnale cu spinarea. Da. Evident că toată această biografie care vine din interiorul familiei și care se amplifică în mine prin poezie, pentru că numai retrospectiv îmi dau seama de însemnătatea acelor momente și de semnificația lor ascunsă, această situare mă face să fiu oarecum capul în trecut, dar pe de altă parte să înțeleg că poezia mă ajută să înțeleg în sfârșit trecutul nostru. Și această funcție indirectă pe care și-o asumă poezia de a fi vindecătoare, dar și transmite o anumită emoție care se întâlnește cu biografiile altora, este un dar extraordinar. Și atunci când fac pe pedagogul ca să pledez cauza poeziei, de aici vin, despre viață, despre faptul că este un fel de disciplină, nedisciplină, care încearcă să scoată sensibilitatea din noi și să o arate. Pentru că noi suntem sfioși, noi nu putem să ne scoatem sensibilitatea. Rare ori putem vorbi și cu prieteni buni despre grave lucruri intime care ne frământă și ne lasă să dormim. Poezia însă stabilește un dialog posibil și artele în general. Ori aceste lucruri trebuie să... Se cuvine să le repetăm, nu? E obligatoriu să le repetăm pentru fiecare generație care începe să priceapă lume prin intermediul artelor și cu acest limbaj care este o ofertă din partea limbii obișnuite pe care o folosim zilnic. Dinu, ai un interviu, unul dintre interviuri, un interviu foarte frumos cu Cornel Mihai Ungureanu, care poartă un titlu devastator. Titlul este Românii au sabotat cu dezinvoltură temeliile bunului simț. Da, cred că eram foarte furios. Spui acolo așa. Caprele erau puține. Treceau seara într-o procesiune solemnă pe la poarta bunicii mele din Joseni, iar ea nu obosea să-mi spună de fiecare dată. Capra e vaca săracului. Cineva care vine din lumea asta, într-o lume în care capra e vaca săracului, cum reușește să întoarcă toate cheile posibile și să facă o carieră strălucită la Paris? Pentru că... Așa. Unul, că nu știu dacă a fost foarte strălucită. În orice caz, la un moment dat am reușit să-mi fac auzită vocea. 20 de ani de Radio France International, nu-i tocmai numai, nimic. Da. Când am ajuns ca poet, mi-am dat seama că fusese scris totul și n-am mai citit poezie și n-am mai scris poezie mai mult de un deceniu. Dar nu numai din cauza că mă simțeam un umil epigon sosit tardiv la Paris. Și pentru că
vedeam și situația din țară care nu-mi convenea, nu mai înțelegeam nimic. Cum reușește un băiat de țară să ajungă la Paris ca Brâncuș? Cum a reușit Brâncuș să devină alfa sculpturii mondiale? Fiind autentic, venind cu valorile lui, pe care le-a învățat din copilărie. Deci ai rămas copilul căruia îi se spunea capra evaca săracului. Bineînțeles, și am reușit să traduc capra lui Umberto Saba, mai târziu, care este un poem superb, apropo de capre. În fond, ești un om întreg, dacă îți conștientizezi valorile, literatura te ajută. Nu toată lumea are acces la această formă de creație, dar trebuie să aibă toată lumea curiozitatea de a intra în dialog cu marile cărți, cu mari autori, cu marile simfonii, cu marile producții, chiar cinematografice. Artele răscolesc în sufletul omului și reușesc să o facă uneori și în sufletele celor care își ignoră sufletul. Sunt majoritatea preferă să-și ignore sufletul, să-și ignore sensibilitatea, pentru că e mai comod. Și mor fără să fi știut cum au trăit. De ce e mai comod să-ți ignori sensibilitatea? Pentru că este foarte, foarte greu și foarte dur să te uiți în interiorul tău cu privire analitică, autentică. Nu e dat oricui. Sunt nimeni oameni care fac lucrul ăsta fără să-și dea seama? Sunt mulți care o fac fără să ajungă să pună expresia acestui contact pe masă. Poezia îndrăznește să o facă. Dar și poezia are limitele ei de la bun început, pentru că emoția, sentimentul nu are nevoie de cuvinte. Emoția o simțim direct, fiziologic. Dar poezia are această îndrăzneală de a încerca să capteze o parte din emoție și să îi dea o haină explicită, să o pună în cuvinte, dacă reușește. În orice caz, un poet reușește cam vreo 10 poeme autentice în timpul vieții, ceea ce este mult deja. La un moment dat, în lunga scurtime a vieții, într-unul dintre tablouri, pentru că o succesiune de minunate tablouri, Lobo Antunes spune așa, zice: în mai multe rânduri au fost români care m-au avertizat să mă feresc de Dinu Flămând, că omul e de la Securitate. Cine îi spunea lucrurile astea? El mi-a spus târziu asta, târziu de tot, după ce eu mă instalasem la Paris, fără să-i cer ajutorul și fără să-l anunț. Eu am luat decizia să rămân în Occident singur. Pentru restul familiei mele, mi-am asumat această responsabilitate din motive ale mele. Am spus la un moment dat că nu mă mai puteam respecta, nu mai aveam motive să mă respect. N-am avut niciodată să-mi reproșez ceva, dar evident că auzindu-mă deja la radio zilnic, vorbind împotriva regimului, văzând că am acces la marile publicații, la Le Monde, la Libération, și că vorbesc și pe BBC și că pot să vorbesc și la Vocea Americii, a organizat la un moment dat o campanie de defăimare a mea. A fost o doamnă care s-a dus la Lisabona și bineînțeles că m-a defăimat. El mi-a spus nimic, nu credea. Mi-a fost foarte simplu să dovedesc că era o minciună, pentru că ea însăși fusese dovedită că a fost spioană. Nu dau nume, dar pot să spun care a fost situația. Pentru români era evident. Era plasată de Securitate, devenise secretara ambasadorului Portugaliei la București. Evident că fura toate informațiile și le plasa. Și a izbucnit, după Revoluție, un scandal diplomatic, chiar în Portugalia, la Lisabona, când a fost demascată această cucoană. Și Antonio mi-a confirmat că era cea care venise să-i spună rău despre mine. În sfârșit, eu n-am dat importanță acestui episod.
Însă pentru că el vorbește în cronicele respective, n-am nici de ce să mă feresc. Absolut. Că tot veni vorba de prietenul tău, Antuneș. Am citit un titlu care m-a cutremurat, literalmente. E un interviu recent din El Mundo, cred. E un titlu pe care nu-l pot reproduce într-o emisiune a Postului Public. Spune că face ceva pe premiul Nobel. Și o spune extrem de direct și de tăios. Nu e o metaforă. Se exprimă direct. Exact. E o formă... Îl cunoști foarte bine. E o formă reală a unei revolte față de o instituție care are și ea dimensiune politică și așa mai departe? Sau e cineva care, pentru că a fost competitor atâta vreme, este competitor, a fost nedreptățit în cursa asta, da, a fost nedreptățit. Are un pic de resentiment? A fost nedreptățit pentru că cel care a luat premiul Nobel a fost pompat de Partidul Comunist Portughez și de stânga europeană. Scritor bun, vorbim de Saramago. Da. Lobo nu era în competiție și nu este în competiție direct cu Saramago. Îl beștelește pe Saramago în cartea asta? Da. Îl beștelește și pe Salman Rushdie în cartea asta? Îl beștelește pe Saramago pentru că era redactor șef adjunct la Diarul de Noticias și la un moment dat ziarul a dus o campanie de denigrare a celor care au luptat în Angola. Lobo Antunes a fost un luptător în Angola și a luat apărarea colonelului său, care era și prieten și care a fost defăimat de Diarul de Noticias. Atunci a fost o campanie a comuniștilor portughezi care vreau efectiv să pună mâna pe guvernare și să introducă colectivul, colectivizarea agriculturii. E râsul de pe lume, pentru că în Portugalia, unde sunt acele parcele mici de pământ, da, înconjurate de pietre care sunt scoase de pe parcele ca să se poată semăna un pic de fasole sau să fie arat acel pământ, ei se colectivizează asemenea parcele. Era o utopie la cub comunistă, colectivizarea întregii țări leninistă. În sfârșit, comunismul portughez a avut și el cam aceleași păcate de utopice pe care le-au avut și alte mișcări comuniste în America Latină și în alte părți care nu știau cum i-a aplicat în realitate comunismul. Prietenul meu, Omar Lara, care a fugit de dictatura lui Pinochet, a ajuns sub dictatura lui Ceaușescu. Noroc că noi ne-am împrietenit și am continuat. Eu m-am inițiat în poezia latinoamericană, el s-a inițiat în poezia românească și în felul acesta a putut să scape și el de vechile lui obsesii. Lobo Antunes are cuvinte dure la adresa premiului Nobel, dar de altfel și președintele țării, Rebelo de Sousa, care a prefațat această carte de cronici, îi spune la un moment dat, și Lobo Antunes nu are nevoie de premiul Nobel, că e mai mult decât premiul Nobel. Ceea ce este adevărat. Dacă ne gândim că totuși premiul Nobel, această instituție, mai nou îi ocolește cu foarte multă grijă pe cei care au succes în timpul vieții lor. Mă gândesc la Philip Roth, care a murit fără să aibă premiul Nobel. Va muri probabil și Lobo Antunes fără să primească premiul Nobel și așa mai departe. Probabil că este un fel de lege nescrisă, dacă tot a atâta succes, mai bine să dăm premiul Nobel unui experiment social. De obicei, acum este un experiment politic-social, un fel de angajament, cum erau pe vremuri, toți se angajau în favoarea păcii și, din păcate, rezultatul a fost două războaie mondiale și acum suntem în pragul celui de-al treilea. Deci, eficiența mișcărilor pacifiste nu s-a prea văzut. Dar, pe de altă parte, că trec de la un subiect la altul, nici noi nu trebuie să ne lăsăm cu mâinile predate în fața acestor satrapi, neosatrapi care rescriu istoria și construiesc din nou, investesc mai mult în obuze decât în cărți, considerând că au dreptul să o facă. Sunt numai niște administratori de sezon, chiar dacă i-au adus la putere impotența sau incapacitatea democrațiilor de a selecta. Da, dar e un sezon pe care îl folosesc la discreție, cum ar spune compatrioții noștri. Puterea lor e mare
Și în timpul în care unii se plâng și au resentimente, da, și mai scriu poezie... Deci, ei acționează și acționează... Da, e responsabil, evident. Așa a fost dintotdeauna. Dacă ne uităm de la Tucidide, vedem că războiul peloponeziac este, de fapt, matricea tuturor războaielor fratricide și nu numai. Dar ar trebui să cam terminăm cu legendele și cu acest fel mitologic, mitic de a citi istoria și poate pragmatismul să ne facă să mai evităm orgoliile respective. Partea proastă că vin la putere oameni dotați prea bine intelectual și fără o cultură umanistă. Asta este. Atunci funcționează mai pe bază de orgoliu, cum este și acum acest șef al Kremlinului, care din orgoliu admită tot felul de magi în jurul lui care rescriu istoria Rusiei și așa mai departe. Știi ce e interesant, Tinu? Că în timp ce vorbim tot timpul despre satrapi, despre dictatori, despre irresponsabili, nici inteligenția nu e cea mai unită categorie de pe lumea asta. E foarte interesant că războaiele în continuare se poartă și în interiorul, în inimile comunităților inteligenței de pe lumea asta. Da, pentru că de multe ori teoria este vicioasă și sunt foarte mulți amatori care avansează tot felul de teorii sau de false sinteze, de false competențe, de false analize și de dragul lor pot să se ducă până în pânzele albe. Intelectualul nu este un om umil. Sunt foarte multe orgolii în această mică pătură și care se manifestă mai cu seamă în zilele noastre când este atât de ușor, relativ ușor, totuși să-ți propagi cuvântul, să vorbești în public. Cu ce drept? Cu ce drept? Fără niciun drept, este un abuz, evident. De aceea, cred că soluția, dacă este o soluție, în orice caz, un paliativ, este totuși să asigurăm noi generații culte, noi generații care au o cultură umanistă. Noi nu avem, cultura umanistă nu se dobândește de pe zi pe alta. Așa e. Și nu se dobândește numai în școală și nu este statică și nu este niciodată suficientă. Ea este progresivă, este o neliniște care progresează totdeauna și care te obligă să te întrebi ce este esențial în viață. Te întreb dacă deplasările frontierelor justifică orgoliul de a bombarda peste frontiere, pentru că acum, după cum vedem, armatele nici nu mai sunt în contact direct. Acum nu fac decât să răscolească pământul de parte și de alta. Și cum trece un trecător pe acolo, îi pică bomba în cap sau stă în casa lui și moare subit fără să știe ce s-a întâmplat cu el în această lungă scurtime a vieții, cum zice Lov Bontunes. Pe de altă parte, cei care sunt îngrijorați, care se scoală dimineața și observă că în jur este o atmosferă de coșmar din cauza unor irresponsabili, ei trebuie să vorbească și nu să se resemneze. Chiar dacă sunt atâția falși înțelepți care spun tot degeaba. Nu! Această resemnare eu n-am acceptat-o niciodată. Sunt alte forme de dictatură care s-au instalat deja între noi. Deci avem sentimentul că numai dictatura clasică, cum a fost dictatura mediocră din România, îmi pare rău să o spun. De ce îi spui mediocră? Noi am mai avut o dictatură mediocră, măcar. A, nu înseamnă că aș fi vrut o dictatură performantă, da, ca în America de Sud, să zicem așa ceva. Dar avem sentimentul că acele forme de dictatură sunt ultimele și că tot ceea ce trăim actualmente este într-o deplină democrație și că avem liberul arbitru și capacitatea să ne exprimăm. Nici vorba, sunt alte dictaturi. Este dictatura mediatică, dar de ce foarte insidioasă. Dictatura mediocră, dictaturii de la noi? Mediocră pentru că a fost o dictatură a unei pături care s-a autoselectat dintre repetenți.
S-a autoselectat, dar s-a impus cu un număr îngrozitor de morți și cu o teroare îngrozitoare. Și a impus un număr îngrozitor de teroare pentru că s-a construit pe sistemul clanic. Este sistemul clanic care funcționează și acum în Apulia și care funcționează și acum în Sicilia și prin alte părți, care funcționează în nordul Mexicului. Aceste sisteme clanice sunt piramidale. Poți să-l pui pe cel mai ticălos în frunte, pentru că straturile inferioare asigură stabilitatea și, de fapt, caracterul nociv al acestor piramide. Nu avem suficientă energie să ne împotrivim ideilor dictatoriale. Chiar și dictatura unei camere parlamentare incompetente devine dictatură. Atunci, poate că văzând că există o cameră parlamentară, nu numesc o anume cameră parlamentară, iau în mod generic existența atâtor parlamente ineficiente, care sunt în urmă cu față de ce propune viața și de dilemele vieții, sunt foarte în urmă și nu sunt atente la ele. Deci, trebuie să urlăm în continuare și să alegem cum trebuie. Dinu, vorbeai despre educația umanistă și despre ce universuri îți poate deschide educația umanistă. La ora asta, educația umanistă, poezia însăși, sunt privite ca ceva ușor ridicol. Da, că e un loazir mai puțin interesant. Uneori. Da. Ceva care nu produc un lucru palpabil, nu produc un profit palpabil, ceva care se poate cântări și număra. Par niște mofturi. Educația umanistă pare un moft acum, iar poezia e chiar subiect de banc uneori. Mai devreme îmi spuneai că poezia din România înseamnă ceva la ora asta pentru foarte multă lume de dincolo de România. Așa este. Ți-am adus aici cărțile mele. Au apărut câteva dintre câteva, ele. Câteva, da. A apărut în Italia. Acum a apărut la un an după ce a apărut în România cartea Om cu vâsul pe umăr, cea care a luat premiul Academiei. Scaun la fereastră a apărut în Portugalia la câteva luni după ce a apărut în România, la Cluj. Ca dovadă că există un interes pentru poezia românească, nu numai pentru a mea. Ai spus că nu vorbești doar în numele tău. Așa. Un moft. Da, bineînțeles. Când totul este profit, când totul e din prismă comercială. Vedeți cât ne-am lăsat conduși de acest criteriu. Voi faceți emisiuni în funcție de criteriul ratingului, uitând că el însuși este un sistem aleatoriu, că nu este deloc verificat. Și că sunt 1000 sau 2000 de monitoare puse prin casele oamenilor care le semnalează unei centrale cine stă la televizor, în ce oră, la ce oră și la ce emisiune se uită. Da. Niciodată la conținut. Dacă se uită cu dezinteres, dacă a plecat în bucătărie, că îl plictisește. Nu, i-a prins televizorul. Bun, și așa mai departe. Deci nu se intre la criteriile autentice. Dar asta este un criteriu, în lipsa altora, pentru publicitate. De ce? Pentru că devine un criteriu ca să încasați banii. Ori de la bun început, viciul echivalării nu este luat în seamă de nimeni, pentru că nu este criteriul calității, niciodată nu e luat în seamă. Așa cum în evaluarea literaturii ca rol al ei în societate, nu este luat criteriul vandabilității. Bestseller. Ce înseamnă bestseller? Că cartea cea mai vândută. Dar ce înseamnă cartea cea mai vândută? Poate să fie un roman de gară care rămâne în tren. Există un tipul de romane de gară care rămâne în tren. E ceva rău în asta? Deci, nu, este foarte rău pentru că ne vindem pe nimic. Ne vindem sufletul, nu disprețuiești banii deloc. Ai nevoie de bani, ai nevoie să trăiești corect, ai nevoie să asiguri casa și pentru familie și așa mai departe. Dar dacă este singurul criteriu... Deci nu accept că există și literatură ușoară, ca să zic așa,
Nu doar literatura aia care produce capodopere. Trebuie să existe și există de toate soiurile, dar această arhivare, uh-huh, în funcție de vandabilitatea ei, este o monstruozitate, o aberație. Dacă ne gândim că în momentul când inventaseră, când au pus istoria în vers, vorbesc de Iliada și de Odiseea, da, și când acest ritm a fost viața povestită în colectiv, deci este o invenție uriașă, nici prin cap nu le trecea să ia criteriul vandabilității, mai ales că textele oficiale, textele grupate ale Iliadei Odiseea au apărut numai în epoca alexandrină, când au venit niște, era o masă suficientă de învățați să adune textele care circurau oral. Niciodată problemele sau expresia sufletească, uh-huh, expresia emoției și expresia existenței colective nu a fost echivalată cu expresia financiară. Nu cred că aveau conștiința faptului că fac un act de cultură. Cred că se trăia așa. Bineînțeles, cred că era un fel de a ființa, de a trăi. Este individualismul cel mai sărac la care ne-am pretat cu toții. Să echivalăm totul în bani, în acest rating, în această dictatură a numărului masiv, nu a nuanței. Nu este niciodată luată în calcul nuanța, ci numai masivitatea numerilor. Opinia generală care nu este decât în cifre și nu în nuanțe exprimată. Niciodată. Eu nu mă las confiscat de algoritmii. Algoritmii nu dictează viața mea. Și ca mine mai sunt atâția alții care știu că important este să se ducă să citească un poem sau să asculte pe Mahler sau să meargă la o expoziție sau să se uite pur și simplu la natură, să se uite și să-și dea seama că nu înțelege până la urmă misterul fotosintezei. Cum de transformă o umilă frunză căldura de la soare în zahăr? Nu știm. Așa cum nu știm nici resorturile vieții noastre, nu știm nici cum de avem dreptul să avem în noi o viață. Mai nou se amestecă unele cu altele. Iată că în genetică, acum mă gândeam că în sfârșit avem o explicație metaforică la o altă metaforă, la o zicală din Biblie, că părinții mănâncă aguridă, iar copiilor li se strepezesc dinții. Era un fel de metaforă a păcatului original. Acum geneticienii știu că genele noastre vin nu numai din linia antecesorilor, da, noștri, dar și din genele celorlalte regnuri, plantele și animalele. Evident că venind din praful cosmic la origine, de unde s-au format primele celule, primele elemente ale vieții. Vezi cum scriu când geneticienii vezi poezie, ceva, de fapt? Poezia, numai poezia îți deschide ochii. Îți deschide ochii să fii și umil și demn și vertical în propria ta viață. Pentru că te gândești că ești un produs al cosmosului și nu ești un produs al propagandei, înțelegi, a unei clăci, a unui grupuscul de oameni meschini și limitați. Dinu, ai reușit. Deci îți asiguri libertatea. Artele îți asigură libertatea și demnitatea ta în fața soarelui. Îți asigură libertatea și demnitatea în fața soarelui. Faptul că scrii poezie, faptul că traduci, te scoate în vreun fel sau altul din conturile care încă mai sunt de reglat în literatura română de la noi, între scriitori, între poeți? Mă interesează. N-am niciun cont de reglat. Tot Lobo Antunes spunea, scriu o carte numai ca să o corectez pe cea de dinainte, pe cea precedentă. Cred că fac și eu un poem ca să încerc să prind ceea ce nu prinsesem ca lumea sau nu știusem să capteze în celelalte poeme. În fond este acest caracter imperfect care este și al creației, care este și al vieții, care este mecanismul care ne propulsează. De fapt, un fel de portanță a vieții noastre. Această neliniște, neliniștire, cum zicea Fernando Pessoa,
este esențială pentru mine. Mai mult decât să pun în cântar, în balanță, ce mi s-a dat, ce nu mi s-a dat, cine mă bârfește, cine n-a scris despre mine. N-au importanță lucrurile acestea. Eu cred că cititor român, în continuare, este același cititor inteligent care știa în plin stalinism să meargă să găsească puținele cărți autentice care erau în librării cu prețul de a mitui o librăreasă cu șocolată. Iată, că revenim la produse și la bani. Și că același cititor, în singurătatea lui, se duce să caute o carte, poate și un poem de-al meu, cu care dialoguează. Nu știi cui te adresezi când scrii, în mâna cui pică un poem de-al tău, cui face bine. Probabil bănuiești că masa de indiferență este mare, este mare de tot în jurul tău. Trebuie să te resemnezi. În fond și tu îi ignori pe atâția alții. Trebuie să fac un pic de dreptate librarilor. Să spun că, asta o știi foarte bine, au fost librari care au făcut misiuni de apostolat în vremea aia. Evident. Librari evident. Care îți spuneau, ia și citește asta. Evident, ei și citeau. În copilăria mea am cunoscut așa ceva, un librar, ia și citește da, asta. Da, da, cum zicea Sfântul Augustin, tolelege, ia cartea și citește. Acolo era vorba de Biblie. Dinu, la ora asta, acum, când am vorbit și despre educație umanistă și despre poezie, am vorbit despre cărțile tale, despre cartea asta excepțională a lui Antonio Lobo Antuneș și despre lumea literaturii lui. Când auzi cuvintele astea, există viață înainte de moarte, sunt cuvintele cu care am început întâlnirea asta. Ai rămas acolo sau ceva s-a schimbat profund în interiorul tău, în interiorul omului care a scos pe gură cuvintele astea atunci în Finlanda? Eu sunt mulțumit de viața mea, cum s-a desfășurat până acum. Probabil că aș fi rămas nemulțumit dacă la un moment dat nu m-aș fi revoltat. Deși aveam un anumit confort, lucram la secolul 20, invidiat, un post invidiat de mulți. Da, există o viață înainte de moarte. E viața pe care o trăim noi. Trebuie să creem în ea. De fapt, ne o creem în permanență. Nu sunt, vreau să pară cuvinte mari, inventez viața ta zilnic. Dar o inventez prin fapte, prin lucruri concrete. Eu mai scriu un vers, mai traduc o carte, mai particip la un festival de poezie. Mi se par lucruri importante. Pentru atâția alții nu sunt importante. E dreptul fiecăruia. Sunt oameni care toată viața pot să trăiască cu istoria activităților sportive, să nu citească nicio carte, să fie fericiți, să fie oameni corecți, să fie oameni onești în viața lor. Sunt oameni care nu vor să arhiveze emoțiile lor în ei. Rezultatul unui meci de fotbal îl ții minte o săptămână, două. El nu mai are importanță imediat după ce s-a suflat arbitru fluierul final. Un microbist convins ți-ar spune că nu e așa. Probabil, probabil. Sunt oameni care intră în concepția despre viață ca o competiție. Pentru mine viața nu e ca o competiție. Viața este ca o completare care trebuie să te umpli în permanență de valori. Înțelegi? De lucruri frumoase. Și de întrebări care îți justifică faptul că stai prin preajma ființelor dragi și te gândești la ele și ai grijă de ele și ele au grijă de tine. Deci pentru mine viața nu e o competiție, dar pentru foarte mulți este o competiție. Să fiu primul, pe nu mă interesează să fiu primul nicăieri. Nu mă interesează să am bani, că să nu pot să duc. Absolut deloc nu mă interesează, dar când o spun că nu mă interesează, vine să râd, că devin redundant, pentru că nu mă interesează nici să o spun. Asta vreau să spun. Dinu, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Să rămânem cu cuvintele astea. Viața nu e o competiție, ci o completare. Poate că am zis bine. Da? Îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu și succes în tot ce faci și mai ai de făcut. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem duminica viitoare. Noapte bună!